Am pus din nou carul înaintea boilor. Ministrul Energiei și-a luat mașina electrică, dar nu a putut merge cu ea la Constanța din cauza lipsei stațiilor de încărcare. România mai are multe de făcut pentru a încuraja utilizarea mașinilor electrice, a concluzionat Anton Anton. Oficialul a declarat astăzi la o conferință de profil că România trebuie să își îmbunătățească infrastructura și atunci când vine vorba despre utilizarea mașinilor electrice. Nu e suficient să le cumpărăm, ci trebuie și să le putem folosi pe distanțe rezonabile. Eu cred că este normal ca ministrul energiei să meargă cu mașină electrică. Mi-am luat o mașină electrică și primul lucru am zis, hai să mergem la Ploiești, că până acolo și înapoi avem autonomie. Apoi am zis, hai la Constanța. Dar ne-am oprit. Autonomia automobilului este 200 și ceva de kilometri, drumul până la Constanța este 200 și ceva de kilometri și dacă se întâmplă ceva pe drum, acolo am rămas. Pentru că nu avem nicio alimentare intermediară între București și Constanța, a spus ministrul. Oficialul a adăugat că dacă vrem să încurajăm utilizarea mașinilor ecologice, atunci e necesar să fie construite stații de alimentare nu numai în marile orașe. El a dat ca exemplu tocmai Bucureștiul și Constanța, unde sunt nenumărate stații de alimentare, dar acest lucru nu se întâmplă și pe drumul dintre cele două localități. Deci trebuie să mai lucrăm la asta, a concluzionat Anton, adăugând că la gaze e și mai complicat. Potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme, în primele 9 luni ale acestui an, numărul autoturismelor verzi, atât electrice cât și hibride, vândute în România, a ajuns la aproape 3.000, în creștere cu peste 60% față de aceeași perioadă a anului trecut.